în timp ce concurenții mâncau o felie din tortul acela făcut din clătite și beau un pahar cu șampanie, Antonia și Cristian stăteau de vorbă și la un moment dat el i-a spus că i-a sărit oja de pe unghii, iar Antonia a răspuns că i-a trimis mama ei o cutie întreagă plină de oje și nu are ce să comenteze Laura că îi folosește lampa, pentru că după o să-i spună și ea dacă nu uită lampa, nu o să mai ofere, nu o să mai împrumute oje. Dar a imitat-o puțin Antonia, a zis, într-un anume stil. Iar după s Oprit sunetul, dar nici nu cred că au mai continuat pe subiectul acesta, pentru că imediat s-a dat mesajul în plasmă că se închid ușile. Și am mai observat că atunci când Cristian și-a luat la revedere de la Antonia, a luat-o în brațe și a fost cam ultimul băiat care a plecat din casa fetelor, tot rămânând și mai spunându-i ceva acesteia.